etajul? 44. Să-mi fundă urechile de cel puțin două. Și au trecut 15 secunde de când i-am dat drumul. Și mie la fel mi s-a întâmplat. De secunde. Da? Hai, 40 până se oprește. Aici? Pe aici? Pe aici? Pe aici? Vorbești puțin mai tare, că e o buzială continuă aici. Turnurii de Petronas. Ați auzit de ele, da? Da, eu am auzit. Hai, atenție la mașină. Care turnul sunt exact în fața noastră. Tiu! Parea mari. Mai acum amețeală. E o seară plăcută. Dacă e să ne luăm după prognoza meteo, trebuie să plouă de 3 ore cu găleata. Da, dar uite că începe acum. Uite, ajungem la molul de la Turnuri, Suria Caiosisi. Cred că aici ne vom adă puțin și de ploaie, dacă este cazul. S-a mai puțin să văzută un bloc eco aici. Nu știu cât de vizibil va fi în înregistrarea asta. Aha. Și un pâlc de copaci din junglă rămășițe. Și vântul ăsta care începe să bată de... amenințător. Op. Ce vorbești, frate? Știu, iubire. Mi-a plăcut intervenția ta.
mi-a pierdut nevastă. A, aici era iubirea. Tocmai te declarasem pierdută. Suntem în parcul din spatele turnului Petronas. A început să picure. Turnurile sunt... Sunt... Uite-le! Gemene frumoasele! Deci ne aflăm în spatele turnurilor gemene Petronas, da? Care încă dețin recordul pentru cele mai înalte clădiri gemene. Recordul de înălțime a fost depășit de mult. Actualmente deținut de Burj Khalifa. Probabil, dacă e deschis, vom merge și în el. Vom ajunge cumva la puntea aceea de observație. Vom trece dintr-un turn în altul și vom mai urca încă câteva zeci de etaje. Habar n-am pe unde este
orientat. Punctul de observație. A, e și Claudia aici. Ei, deci nu sunt singur. Acesta este însoțitorul meu, agenția mea de turism, sponsorul, da? Sponsorul. No comment. Da? No comment, la ora 8, dar până la ora 8 mai este, da? Mai este. Până la urmă ne-au fentat rău de tot ăștia cu serviciile lor meteo. Conform lor, trebuie să plouă toată ziua cu găleata. E norat, e posibil oricând să toarne cu găleata. Parcul este frumușel. E un loc plăcut. Așteptăm și noi, ca mulți alți turiști, sosirea ore 8 și începerea spectacolului de lumini și muzică, presupun. E un loc plăcut și este nemaipomenit, deci poate nu o să vă vină să credeți, dar faptul că nu este soare pentru noi este o binecuvântare. Oricum este cumplit de umed, curge apă pe noi de parcă suntem ieșiți de la sauna. Turnurile Petronas, simbolul acestui oraș. Doamna Vasilescu. Perfect. Nu e ca în Singapore, nu? Nu e ca în Singapore. Da, da, nu știu. Fac din sectorul 4, așa. Am vrut, da, să facem ceva, dar... Da. Am făcut, ne-am priceput, nu cu specialiști. Am umplut așa, da, 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 s-a, da, mai... Mergem de oraș. Claudisa? Da.